Bună ziua, bine ați venit! Suntem la conferința de presă înaintea meciului de la Craiova. Alături de mine este domnul Anton Petre, o să-l rog să vorbească despre joc și apoi, ca de obicei, vă stă la dispoziție. Bună ziua! Suntem conștienți de importanța acestui joc, de dificultatea lui. Întâlnim o echipă care e preocupată de fotbal, o echipă care joacă ofensiv. Va beneficia și de suportul fanilor în tribune. Cred că va fi un spectacol frumos. Mergem încrezători să jucăm fotbal și noi, la rândul nostru, și să încercăm, cel mai important, să câștigăm această partidă. Vedem ce va fi pe teren. Din nou un stadion sold out pentru FCSB, de data aceasta în deplasare. Cum credeți că vor gestiona jucătorii noastre presiunea care se face la Craiova? Da, trebuie să trăim și momente de genul ăsta, nu jucăm numai acasă. Trebuie să ne adaptăm și la jocurile de deplasare în care adversarii noștri sunt susținuți de public, public numeros. Trebuie să ne vedem de joc. Atât trebuie să ne preocupe jocul, să fim concentrați la ceea ce trebuie să facem pe teren pentru a reuși să câștigăm. Cum ați reușit să aduceți așa zâmbet pe buze jucătorilor în acest final incendiar de campionat, cu toată această presiune? Că am văzut că și dumneavoastră vă distrați copios la antrenamente. Da, ne distrăm copios, dar încerc să păstrez, așa cum am mai spus, un echilibru în rândul echipei, în rândul jucătorilor, și să dau încredere jucătorilor în momentul în care intră pe teren, din antrenamente și la jocurile oficiale. Până la urmă este un sport, este fotbal, lumea vine de plăcere la stadion să vadă spectacol și cred că și ei, în momentul în care intră pe teren, o pot face cu zâmbetul pe buze, să joace cu plăcere. Pentru asta s-au apucat de fotbal. Ați revăzut meciul tur și de câte ori l-ați revăzut? Pentru că e un meci pe care l-ați dominat, dar pe care l-ați pierdut fără să... Da, l-am revăzut, am analizat la momentul respectiv ce s-a întâmplat atunci. Așa cum spuneți și dumneavoastră, cred că am controlat acel joc, dar din păcate n-am reușit să câștigăm. Dar acum datele problemei sunt altele și cei de la Craiova sunt, în urmă rezultatelor bune pe care le-au înregistrat, sunt acolo sus. Vom vedea și rezultatul meciului de diseară între CFR și FCSB, pentru că dacă CFR-ul va câștiga, Craiova nu mai are șanse la titlu. Dar asta nu înseamnă că nu vor juca mâine seară, din contră, își vor dori să câștige toate jocurile. Așteaptă o partidă dificilă. Chiar aveți speranțe că FCSB își poate obține ceva cu CFR? Nu mă gândesc. Nu. Mă gândesc doar la jocul nostru. Nu mă interesează, dar nu vreau să mă gândesc. Vreau să mă concentrez și toată lumea, toți jucătorii să fie concentrați la ceea ce trebuie să facem noi mâine seara pe teren. În cazul în care nu câștigați acest meci, lupta pentru titlu este încheiată? Nu, cred. Într-adevăr, dacă am pierde mâine seară, șansele ar scădea, dar... Mai sunt două meciuri, se mai poate întâmpla orice. Craiova joacă după aia la CFR, nu se știe. E destul de complicat să spunem acum ce se va întâmpla până la finalul acestui play-off. E mai spectaculos acest sistem cu play-off, play-out decât cel vechi din urmă cu câțiva ani, pentru că vedem în ultimele etape fiecare joacă cu fiecare, mă refer aici la cele trei echipe care se bat la titlu. Da, se poate spune că e mai spectaculos, însă nu știu dacă este cel mai potrivit sistem, mai ales cu înjumătățirea punctelor, chiar dacă noi am beneficiat de acest lucru și ne-am apropiat de primul loc, dar cred eu că cum era sistemul înainte era mai bine. În sezonul trecut, pare o similitudine, au fost tot meciuri directe cu Craiova și CFR, cu acele ghinioane cu Vlad la Craiova și tot cu Vlad la Giurgiu cu CFR. Credeți că se întoarce roata, că acest final de campionat pare similar? Nu pare, este similar cu aceleași meciuri fix la Craiova și acasă cu CFR. Da, nu știu. În viață se mai întoarce și roata, cum spuneți dumneavoastră, dar la fotbal se pot întâmpla multe lucruri. Este un joc, sunt jucători valoroși de ambele părți. Cred că cine va fi mai inspirat și un pic mai norocos poate va câștiga acest joc. Rămâne și un duel special la nivelul băncilor tehnice și mă gândesc dacă pentru dumneavoastră întotdeauna să vă luptați cu echipele domnului Reghecamp. Da. E o miză personală? Nu. N-am nicio miză, nu e nicio problemă. Eu sunt la FCSB,
Aurențiu este la Craiova. Am lucrat împreună atâta timp, ne cunoaștem, ne respectăm, suntem prieteni, mai ținem legătura, dar nu am nicio Când problemă. Ați vorbit ultima dată cu domnul Reghecam? Nu știu ce să zic, vreo două luni în urmă, cred. V-a dorit la Craiova? Da. Nu s-a pus problema. Am avut așa discuții în momentul în care eu plecasem de aici, dar nu nimic concret, nimic oficial, nimic, nu s-a pus problema. Pentru că spunea Mihai Rotaru că v-a dorit alături de Laurențiu Reghe, că am fost stafful dânsului. Nu, n-a fost nimic oficial, să zic. Vă surprinde că, eu știu, cu două zile înainte de cupă, practic, ei anunță că o să joace cu toată echipa, prime, duble? Nu, de ce să mă surprindă? Normal că tratează competiția corect, din punctul meu de vedere. Și așa și trebuie, să joace cu toată echipa, cu cei au mai bun, nu e nicio problemă. Și motivația, foarte bine. Atât fiecare club are strategia lui și dar pentru mine așa mi se pare normal, adică să trateze fiecare competiție cât mai serios. Atât personal, dar și prin prisma jucătorilor, cum priviți aceste știri care vin în continuu, în fiecare zi, privind locul de disputare al ultimelor două partide și la Voluntari, dar și meciul cu CFR? Da, noi căutăm să ne gândim la următorul joc, la cel care urmează, ăsta e cu Craiova, cel mai important. Până la data desfășurării celorlalte partide mai avem ceva, două săptămâni, cred. Nu vrem să ne gândim momentan la unde vom juca cu Voluntariu sau cu CFR-ul. Jucăm cu Craiova acum, asta e tot ce mă interesează. Credeți că Universitatea Craiova ar putea schimba strategia de joc ținând cont de rezultatul din această seară dintre FC Argeș și CFR, dacă vor mai avea sau nu șanse la titlu? Nu, v-am zis. Chiar dacă CFR-ul va câștiga în această seară, cred eu că ei vor aborda meciul la fel, cu aceeași dorință, cu aceeași ambiție și e normal să fie așa. Nu cred că vor fi influențați de rezultatul meciului de seară. Dezbaterea de săptămâna asta de pe gsp.ro v-a avut subiect pe dumneavoastră și cât de mare este aportul adus echipei. 50%, mai mult de 50% dintre suporteri vă dau dumneavoastră credit, contrar celor discutate la televizor. Cum percepeți faptul că lumea vă recunoaște merite? Eu sunt aici antrenor, caut să-mi fac treaba cât mai bine. Am avut și perioadă bună acum cu rezultatele astea. Ce să zic, lumea poate să spună, poate să-și arate opinia despre munca mea sau, mă rog, de munca echipei. N-am ce să spun. Modul în care a reacționat echipa în acest play-off vă face cumva să vă gândiți să rămâneți și din sezonul următor? V-am spus, nu mă gândesc, nu m-am gândit la altceva în ultima perioadă și până la finalul acestui sezon decât la jocurile care mai sunt de desfășurat, de jucat. După aceea voi analiza, voi discuta cu conducerea și vom vedea ce decizie va. Pentru că nu m-am gândit, vă spun cu sinceritate. Nu aveți niciun sentiment, pentru că până la urmă e logic, nu se iau decizii chiar așa într-o secundă, sunt anumite... Da, mă interesează în primul rând cum terminăm acest sezon și în funcție de asta voi decide ce voi face în continuare. Mă interesează în primul rând finalul acesta de sezon, trei meciuri foarte, foarte dificile. Dar cât de mare a fost rana ratării titlului anul trecut? Atât de mare încât n-am mai continuat. Mi-a fost o dezamăgire pentru mine anul trecut, când am reușit să câștigăm campionatul și am considerat că e mai bine să mă opresc. În condițiile în care ați preluat echipa cu un deficit mare de puncte, poate fi considerat sezonul ăsta un succes chiar dacă se ratează titlul? Neapărat un succes. Pe mine mă bucură evoluția echipei, a unor jucători care au o exprimare foarte bună în ultima vreme. Avem iarăși Pătănase, care este golgheterul campionatului. Sper să mai marcheze până la finalul acestui sezon. Deci pot să zic că a fost oarecum ok, dar obiectivul principal este campionatul. Dacă nu câștigi campionatul, toate astea nu prea mai contează. Jocul bun sau evoluția unor jucători. În vestiar ce se vorbește? Băieții așteaptă pașii greșiți ai adversarilor sau gândesc numai că dacă ei vor câștiga? Normal că se gândesc și la adversari, că poate se mai împiedică sau... Dar eu încerc să îi fac atât în antrenamente cât și în discuțiile pe care le am cu ei individuale și să înțeleagă că până la urmă suntem dependenți numai de noi. Ne luptăm până la urmă cu noi, în primul rând, să câștigăm fiecare joc
Și atunci nu mai contează rezultatele celorlalte echipe. Pentru că ați amintit de Tănase, de ce nu credeți că se concretizează un transfer al lui în străinătate, fiind probabil golgheterul ultimelor două sezoane în Liga 1? În momentul în care un jucător nu se transferă în altă parte, la mai bine, să spun, sunt mai mulți factori care pot contribui. Eu știu, nivelul echipei respective, pretențiile clubului, pretențiile jucătorului. Aici nu pot să spun de ce nu se concretizează, pentru că au fost în trecut destule de discuții pe seama acestui posibil transfer, dar acolo nu mă pot băga eu, acolo decide jucătorul și clubul respectiv. Nu vă trebuie și Octavie Popescu. Poftim? Octavie Popescu, n-a făcut întrebare. Nu, Octavie Popescu, lăsați-l să se concentreze la meciuri, la ce mai are de făcut în sezonul ăsta aici la noi. Cum ați reușit să schimbați într-un timp așa de scurt pe Florin Coman? Cred că l-am schimbat. El avea după o perioadă destul... Era un capricios, totuși. Da. Venea pe perioada aia lungă de inactivitate, accidentări, recuperare, destul de dificil pentru jucător în perioada asta. Și avea nevoie de timp, are încă nevoie de timp să-și intre în ritmul lui, să ajungă la nivelul care era înainte. Și, dar ținând cont de valoarea pe care o are, cred eu că o va face cât mai repede și va ajunge la un nivel destul de bun. Mai nou v-a dezvăluit așa și domnul Mihai Stoica tactica, se știe deja, echipa ultraofensivă, Cordea, Coman, Popescu, CS, Giuma sau Șut. Da, mai sunt câteva semne de întrebare, mai avem și astăzi un antrenament, vedem. În mare, da, e creionată echipa, să spun, dar mai avem niște mici dileme. Vom vedea. Normal că mergem să câștigăm, să jucăm ofensiv. Ăsta e și stilul nostru până la urmă, nu? Dar vom vedea cine va mai apărea mâine pe teren. V-aș întreba totuși și despre Crețu, dacă v-a surprins că în echipa Craiovei are acest randament, mai ales în ultima perioadă, ați văzut. Da, eu nu l-am prins pe Crețu aici. Nu pot să-mi dau cu părerea ce fel era aici și ce fel joacă la Craiova. Acolo, dar l-ați văzut, l-ați urmărit. Da, nu, are evoluții bune în ultima vreme și marchează. E un jucător care a crescut. La care trebuie să ai grijă. Nu știu, e problema lor. Mulțumesc și eu. O zi bună.